gospodină desăvârșită, așa cum ne-a obișnuit, Analesco ne încântă papilele gustative cu o nouă rețetă interesantă. Vedeta gătește fructe de mare cu legume, iar nouă deja ne-a lăsat gura apă. Se gătește ceva gustos aici. Peste legumele și fructele de mare, artista adaugă și bucăți de pește. Finalul este delicios și nu mai are nevoie de nicio descriere. Și dacă Ana pregătește felul principal al mesei, micuțul Adam se ocupă de desert și face înghețată din iaurt. Yummy!